suma 1 pe 2 factorial plus 2 pe 3 factorial plus puncte, puncte, plus n pe n plus 1 factorial este egală cu, asta e simplătare, uitați ce facem, o scriem cu simbolul de sumare, în loc de n punem un k și zicem k pe k plus 1 factorial, de unde ia valoarea asta? Pe o dată ia valori până la n, că în loc de n am pus k, și a, uitați, îi dau niște valori, de exemplu pentru 1, cât îmi dă? 1 pe 2 factorial, da, dacă nu era, dădeați 2, 0, 3, în sfârșit, da? Cum pot să o mai scriu pe asta? Păi uite, adun și scad un 1 sus, k plus 1 minus 1 pe k plus 1 factorial, da? Pentru k de la 1 la n. Ce îmi rămâne? Sumă din k plus 1 pe k plus 1 factorial înseamnă 1 pe k factorial minus sumă din 1 pe k plus 1 factorial. Da? Pentru k de la 1 la n. Având două sume, de exemplu, dau două valori la început, două la sfârșit. Ia uitați. Pentru k egal cu 1 vine 1 pe 1 factorial plus 1 pe 2 factorial plus puncte, puncte. Pentru n minus 1 vine 1 pe n minus 1 factorial plus 1 pe n factorial, minus, la asta, la altă. K egal cu 1 vine 1 pe 2, 1 pe 3 factoriale, plus pentru n minus 1, n minus 1 plus 1 face 1 pe n factorial, 1 pe n plus 1 factorial. Și acum ia uitați, de la 1 pe 2 la 1 pe n, odată apar cu plus, odată apar cu minus, deci se reduc. Da? Ce mai rămâne? 1 de aici și ăsta de aici, 1 minus 1 pe n plus 1 factorial, da? Mă uit, în grila nu-i niciunul, pe ea să-l aduc la același numitor, ia, n plus 1 factorial minus 1 pe n plus 1 factorial. Ah, uite, el a adus deja la același numitor, deci ce?